Bineați, doamne și domnule, suntem în sala polivalentă din București pentru marele meci, cel mai tare meci, cea mai așteptată partidă din Liga Campionilor la fete. O reeditare palidă a finalei de Liga Campionilor din vară pentru echipa Ghior, pentru că știți bine, CSM-ul a învins la Budapesta Ghiorul și a dat marea lovitură în handbalul european, după ce Ghiorul câștigase de două ori acest trofeu. Iată, cele mai bune echipe din Europa în sezonul trecut se întâlnesc chiar din grupe. CSM București întâlnește Ghior în polivalenta bucureșteană. Suntem Severin Călescu și Costi Pune și vom comenta până noastră această întâlnire. Încă nu s-au epuizat complet acele epitete care au urmat câștigarea Ligii Campionilor de către CSM București. S-au schimbat lucrurile de atunci, adevărat, mai mult la CSM București, pentru că Ghior a adus o singură jucătoare în această vară, dar pe cea mai bună, pe postul său din lume. E vorba de Nora Mörk în interdreapta, iar antrenorul Martin Ambros, care din această vară este și selecționerul României, spunea într-un interviu pentru Digi Sport că au învățat din greșelile trecutului. E adevărat, cum spuneai și tu, Ghior probabil că își dorește o revanșă în fața CSM-ului, nu neapărat în prima fază a grupelor, ci în Final Four-ul de la Budapesta. Să sperăm că ambele echipe vor merge acolo pentru a reedita cu adevărat finala Ligii Campionilor din sezonul trecut. Înainte acestei partide a fost săptămâna de handbal, emisiunea care a prefațat marele derby. Și normal am glumit puțin atât cu Andrei Luca, managerul echipei, cât și cu Adi Vasile, antrenorul secund, întrebându-i, normal, dacă se poate vorbi de acea puntă de legătură, cum spune Andrei Luca, între handbalul maghiar și cel românesc, între Olchim și Ghior, care s-au întâlnit de 9 ori în Liga Campionilor. Acum, iată, a patra oară se întâlnește CSM-ul cu Ghiorul în mai puțin de un an și jumătate. Dacă ar fi bine să câștige astăzi CSM-ul și săptămâna viitoare la retur să câștige Ghiorul ca să nu se supere nimeni, ar fi un rezultat ideal pentru ambele echipe care își păstrează șansele intacte pentru calificare. Dar normal ne-au răspuns că nu poate fi vorba normal de nicio amiciție la acest nivel de un asemenea fel și va fi o partidă de care pe care între CSM și Ghior. Bine, dacă e să ducem gluma mai departe, putem spune că poate să câștige Ghior și aici și săptămâna viitoare și CSM București să le învingă din nou pe unguroaice în finala Ligii Campionilor. A fost o mare dezamăgire la Budapesta, o sală întreagă aștepta sărbătoarea care urma câștigării Ligii Campionilor de către Ghior, dar CSM București a stricat atunci toate planurile și a dovedit că este cea mai bună echipă din lume și o are pe cea mai bună jucătoare din lume, care a intrat prima în sala polivalentă. Este vorba de suedeza Isabelle Gulden. Se întâlnesc, vă spuneam, cele mai bune două echipe din sezonul trecut în Liga Campionilor. Ghior are un buget extraordinar de aproximativ 3.200.000 de euro, dar el poate să fie suplimentat în funcție de nevoile acestei formații. De partea cealaltă și Bucureștiul are un buget care se învârte tot acolo pe lângă 3 milioane de euro. Tot clubul are aproximativ 9 milioane de euro, tot clubul CSM. Dar echipa de handbal, cum spun conducătorii, este locomotiva care trage clubul normal înainte. S-a dat marea lovitură, s-a câștigat Liga Campionilor, este un brand ce n-a reușit Olchimul, din păcate, în 31 de ani de cupă europeană, 31 de ani jucații consecutiv în Europa. A reușit CSM-ul într-un sigur sezon și din acest motiv publicul bucureștean a început încet încet să se identifice cu acest nou brand din sportul românesc, CSM București, și sala va fi arhi plină la această partidă. Momentan sunt aproximativ 4.500 de suporteri, mai sunt câteva sute pe afară. S-a circulat foarte greu ca de obicei vinerea după masa în București și vor mai veni și ceilalți spectatori care și-au cumpărat bilete. Vorbeai de Olchim Râmnicu Vâlcea, care nu a reușit să câștige Liga Campionilor, a câștigat de două ori Cupa EHF și odată Cupa Cupelor. E bine, și Ghior a suferit enorm până să câștige pentru prima oară Liga Campionilor. Se întâmpla acest lucru în 2014. Au fost 7 finale pierdute de Ghior, 7 finale europene, până la acea Liga Campionilor, câștigată într-o dublă cu Larvik. Apoi a venit și cea de-a 8-a înfrângere într-o finală europeană în sezonul trecut, finala Ligii Campionilor cu CSM București. Dacă echipa din Ungaria are tot lotul la dispoziție pentru acest super derby, din păcate, știți, la CSM București lipsește Jorgensen,
centrul dreapta, stângacea daneză, care și-a rupt mâna în urmă cu 3 săptămâni la un meci amical între Rusia și Danemarca. Mai lipsește și Cristina Nan, unul dintre pivoți care s-a operat la genunchi de meniș și va reveni în aproximativ o lună de zile. Dar îmbucurător este faptul că a revenit Cristina Vărzaru în loc, chiar dacă nu este 100% pentru această partidă. Ea va putea să intre câteva minute atunci când va considera Iacob Vestergaard pentru a odihni pe Carmen Martin în extrema dreaptă. Acest meci va fi al 30-lea pe care Ghior îl dispută împotriva unei echipe românești. A câștigat de 18 ori, un meci s-a terminat la egalitate. De 10 ori a pierdut, a întâlnit toate echipele mari ale handbalului din România. Silco Turzalău, Olchim, Râmnicu Vâlcea, Universitatea Cluj și HM Baia Mare. Echipe mari într-o perioadă sau alta. Iată, Ghior s-a menținut foarte mult pentru că a avut un sponsor care întotdeauna a asigurat un buget de performanță pentru această echipă. Am văzut de curând, în urmă cu 2 ani, nu, Ghior a inaugurat și o nouă sală polivalentă. Din păcate, noi am rămas la stadiul de proiect să ascultăm imnul Ligii Campionilor în polivalenta bucureșteană. Ați avut în imagine la ultimul cadru pe selecționerul României, Martin Ambrosio, spaniolul care a făcut carieră la Iceaco, a dus o echipă necunoscută până în finala Ligii Campionilor în 2011 și apoi a pierdut din păcate pentru el și Iberice cu Larvi, care atunci era o super trupă. Apoi a fost transferat în Ungaria la Ghior. Ghiorul, se spunea, nu știa să facă apărare. L-a învățat spaniol să facă apărare și au câștigat de două ori în Liga Campionilor 2013-2014. În 2015 un mare eșec, nu s-au calificat în Final Four de la Budapesta și anul trecut au venit pe cai mari să câștige din nou trofeul, dar s-au izbit de necunoscuta CSM București și campioana noastră a devenit cea mai bună echipă din Europa. Într-un fel necunoscut a fost și Kim Rasmussen, cel puțin la nivelul echipelor de club, dar iată că la debutul CSM-ului în Liga Campionilor a reușit să câștige Liga Campionilor. L-am văzut pe Kim Rasmussen, este în sală în acest moment, este selecționerul naționalei Ungariei. Să spunem că în această grupă de Liga Campionilor Ghior conduce cu 4 puncte, CSM București 2 puncte la egalitate cu Midtjylland, Rostov niciun punct până în acest moment. Ghior a învins cu 31-19 pe Midtjylland și cu 28-27 în deplasare la Rostov. CSM București a început foarte bine Liga Campionilor, 24-21 cu Rostov, însă a pierdut cu același scor, 21-24 la Midtjylland. Ghior a venit și cu o galerie, nu a lipsit la niciun meci împotriva echipelor din România. Galeria de 100-150 de persoane a celor de la Ghior. Și de obicei acest suporteri extraordinar pe care spune Andrei Luca și ar dori și el la București să aibă și el o facțiune mai dură care să însoțească echipa la meciurile din deplasare. Acest suporteri merg la toate partidele din Liga Campionilor în deplasare. Iată-le pe arbitre care vor face dreptate în această întâlnire. Johanna Brechmer și Agnieszka Skrovonek din Polonia, observatore HF. Este Ania Fraser, o fostă mare handbalistă din Slovenia și a venit și galeria, să spunem, o facțiune mai dură, dacă putem spune, pentru suporterii bucureșteni. Nu e vorba de așa ceva, pentru că ei sunt mai liniștiți, cei de la CSM sunt în peruza din dreapta. Grubișiș va începe în poartă la CSM București, în apărare Carmen Martin, Oana Manea, Camille Glo, Linea Torstenson, Bela Gulden și Maida Mehmedović. Cele două arbitre, să știi că ne-au purtat noroc în sezonul trecut, au arbitrat semifinala cu Vardar, pe care CSM București au câștigat-o la Budapesta cu 27-21. Primul atac este pentru Ghior.
O primă surpriză pe debut la Martin Ambros. Joacă atât cu Grot cât și cu Gărbiț. La 9 metri Gărbiț în centru, Grot în stânga. Dreapta Mörk, lângă ea Body Bernadette, loc e pivot. Iar extremă în dreapta este Corșoș. O să omiți extremele, Costi, pentru că Pior cu siguranță va juca cu cele trei jucătoare de la 9 metri plus combinațiile extraordinare cu pivotul Loche. Primul gol al meciului este înscris de olandeza Nike Hrut. Da, această handbalistă de 28 de ani are un contract de 100.000 de euro pe sezon la Gheor. A venit de la Midland, a mai jucat în Danemarca la Holstebro, vicecampioană mondială anul trecut cu Olanda. Noi avem Nyon Bla, Gulden, Englo la 9 metri, Manea pivot, Martin în dreapta și Mehmetović în stânga. Da, singura schimbare a lui Jakob Westergaard este introducerea în atac a franțuzoi cei Knossian Nyon Bla. Începe în dreapta cu Camille Glon, să sperăm că va avea mai mult tupeu, mai multă șansă de reușită în această partidă. Bela Gulden cu Nyon Bla, Eglo, depășire, Eglo înscrie, nu paș. S-a dat pași și a fluierat arbitra de pe atac, probabil așa a fost. Noi vom vedea la o reluare când jocul nu va permite. Acum Nora Mörk joacă pentru extrema stângă, foarte bine s-a apărat Martin în fața lui Corșo și a greșit Amorim pasa, dar noi eram în semicerc, au văzut polonezele pe Martin și mingea este pentru Gheor. Gheorbiț în centru, probabil că pe parcursul jocului ea va trece și în extremă stângă și Hrut va veni în centru. Lipsește Amorim din șaptele de bază al celor de la Gheor, să spunem, dar e o idee tactică. Hrut încrucișează cu Nora Mor, care aruncă prima paradă pentru Grubišić. L-a scos Grubišić de această dată, să vedem dacă putem să fructificăm faza a doua. Englo, vine Gulden, lasă pentru Torfenson, se înalță suedeza, nu poate să arunce, bate, este faultată. 9 metri pentru CSM, iese Torstenson și intră Nyon Bla. Acesta este atacul nostru, Englo, tamponată pe braț. 9 metri pentru campioana Europei și cartonaș galben pentru Hrut. Mă bucur ambiția cu care Camille Englo începe această partidă. Da, trebuie să arunce la poartă, este Inter, la Midland a aruncat o dată, a marcat, apoi au venit două sau trei rateri și n-a mai avut curaj să trimite spre poarta lui Engert. Gulden o așteaptă pe Nyon Bla. Jucăm la pivot, Oana Marea, primul gol pentru CSM după o acțiune extraordinară cu pivotul. 1-1 CSM, Gheor. Minutul 3, ne spunea Adi Vasile a săptămâna de handbal că este în mână, cum se spune. Oana Marea simțită la încălzire și probabil s-a discutat înaintea începerii partidei să se joace mult cu Manea în această repriză. Amorim are porție, are parte de o porție de șmotru din partea lui Martin Ambros, a greșit în apărare. Acum este angajată Loche de Nora Mor, cele două norvegiene au reușit să facă o fază extraordinară și Loche a înscris primul său gol în această partidă. Gulden, o depășire, Gulden este faultată de Brock. Foarte tare joacă Brock și Amorim. În general Gheor în apărare. Două schimbări, Gheorbi și Mörk ies și intră Amorim și Brock. Noi poate putem să le surprindem cu repuneri mai rapide, să fim atenți la aceste faze. Nyon Bla, faultat de aceeași Brock, nu este galben. Și trebuie să ne punem în valoare extremele, pentru că CSM București, spre deosebire de Gheor, are două extreme extraordinare, Carmen Martin și Maida Mehmedović. Knossian Nyon Bla este în centru, combină cu colega sa de la Naționale, Eglon, pătrunde Eglon și este gol pentru Camille Eglon. Este o atmosferă superbă din nou în această partidă, cum s-a întâmplat și cu Rostov. Sala chiar este plină de această dată. Numai în zona de tampon a suportor maghiari sunt câteva rânduri libere conform regulamentului. În rest sunt aproximativ 5.000 de bucureșteni la acest mare meci între CSM și Gheor în Liga Campionilor. Gheorbiță a fost acolo, Corșoș, care s-a infiltrat al doilea pivot, avertizată cu galben Izabele Gulden. Cele două suedeze au strâns foarte bine și au blocat-o pe Corșoș. Bine, nu ea e neapărat pericolul în atacul lui Gheorci. Loche, care se duce într-o poziție, sau se dusese într-o poziție exterioară la faza de mai devreme. Hrut acum aruncă și ratează. Bună intervenția lui Grubišić. Gheorbiț ratează prima sa aruncare. Erau să se tamponeze jucătoarele aici, la marginea terenului, la banca Gheorului, pe aceste schimbări. Am avut șansă cu Grubišić, care este la a doua paradă în primele
4 minute și jumătate ale întâlnirii dintre CSM și Gheorghe. Plimbăm mingea la 9 metri să vedem cum începe acțiunea noastră tactică. Bulden scapă mingea pentru moment, joacă pentru Englo, Franțuioi cade depășire în exterior, intră la faul 9 metri. Parcă Englo până acum nu a vrut să joace și s-a pregătit special pentru acest meci cu Gheorghe. Văd că foarte mult ia acțiunile pe cont propriu, are mult tupeu Camille Englo. Iată acum la minge, Niombla a venit în centru, Niombla încearcă depășire în fața lui Amorim. Englo aruncă, apără însă Greensboro. A aruncat la seminălțime și Greensboro a fost pe fază. Duce contraatacul, Groth peste poartă, aruncat olandeză, o jucătoare extrem de tehnică. Pasă extraordinară, Mehmetović liberă, gol! Ce fază am avut cu paza de 30 de metri al lui Grubišić pentru Mehmetović! Grubišić, portarul golgheter al CSM-ului, două goluri a marcat contra lui Rostov Don, însă Martin Ambros nu scoate portarul, așa cum a făcut-o danezul Leslie, atunci antrenorul celor de la Rostov. Acum însă foarte bine a fost, foarte bun a fost Grubišić, a lansat contraatacul, vine Morc, combină cu Hrut, Morc pentru Corșoș, gol marcat de extrema stângă a lui Gheorghe. Un prim gol pe pozițional cu extrema pentru Gheorghe, care poate să fie o raritate în această partidă, sperăm că așa se va întâmpla. Aruncat pe colțul scurt Corșoș, Grubišić a ieșit mult în întâmpinare. Dar Roma atacul pozițional l-am descurcat foarte bine până acum, a greșit o singură dată. Englo pentru Isabelle Gulden, trasă de mână de către Loche, care va primi galben. Foarte important ce va juca Isabelle Gulden în această partidă. Vă aduceți aminte, în finala de la Budapest a marcat 15 goluri. E adevărat, vreo 9 de la 7 metri. Să sperăm că va avea aruncări de la 7 metri și în această partidă. Niombla îi pasează lui Englo. A plecat Martin în circulație ca să putem să dăm drumul la minge puțin mai repede, să reținem pe hamaristele maghiare pe 6 metri, faultat aici de eliminare, este Amorim, da, din prima eliminare la Amorim Telesca, jucătoarea braziliană, știți foarte bine, foarte bine superstarul de la Gheorghe. Și din nou Amorim greșește în apărare după ce a scăpat-o pe Oana Manea la primul gol al pivotului nostru, acum o faultează de eliminare. Supranumeric pentru CSM București, Glon Gulden, trebuie să înscriem Niombla, Camille Glon, pasa a venit cam în spate, a fost faultată Glon, a fost faultată Glon, dar cele două arbitre n-au dat nimic. Poloneze s-au uitat unele la altele și n-au dat faul la Glon, cam dubios acest arbitraj al polonezelor și cu acea pasă prin semicer și cu pașii pe care au văzut la a doua faza noastră când n-am avut reloare. Până acum nu s-a dat nimic logic ce trebuia să revină CSM-ului, dar suntem abia la începutul partidei. Minutul 8, acum Nora Meorc pentru Groth. Meorc caută o poziție să arunce de la șold. Gheorghe, ți-a căzut Loche. Groth aruncă, apără Grubišić. Fost faultată Groth, primește cartonaș galben Oana Manea. A scos portarul Martin Ambros la această fază pentru a fi la egalitate atac-apărare pe semicercul nostru. Meorc, Gheorghiț, Groth trece în centru, Corșoș, Gheorghiț, Groth încrucișează cu Meorc, Meorc nu aruncă, îi pasează lui Loche care înscrie. Da, ne-au păcălit din nou cu cel mai bun pivot din lume, Heidi Loche. S-a ferit apoi Torsonsul, normal să nu și-a eliminarea, ați văzut, era prin semicerc. Au înscris în inferioritate, dar scoseseră portarul. 4-3 pentru Gheorghe în minutul 9. Deci 3 din Liga Campionilor. Bucureștiul are o victorie și o înfrângere. Gheorghe, două victorii. Să sperăm că nu ne va încurca acea înfrângere la Midtjylland. Acum Englo, schimbare de direcție. Niombla, Englon, Englon își face loc, aruncă și înscrie. Al doilea gol pentru Camille Englon. Important este că a avut în continuare curaj în ce știe să facă Franțuzoaica, vice-campioană olimpică, una dintre jucătoare preferate, în special pe apărare la naționala franceză a lui Olivier Krumbolz. 4-4 București, Gheorghe, minutul 10. Se joacă acum 7 contra 7, a intrat Bodi în extrema dreaptă pentru maghiare. Da, 1-1 pe cele două minute de superioritate a CSM-ului. Morc pleacă în circulație, Bodi, Gheorghiț, Gheorghiț primește din nou în centru, Gheorghiț încrucișează cu Morc, Morc o depășire, fost faultată, obține aruncare de la 7 metri după faultul pe care Torstenson l-a făcut la Morc. Jucătoare foarte agilă, greu de apărat împotriva ei această Nora Morc, norvegiancă. Ea este campioană mondială, olimpică și europeană.
atacat tare sub transversală Anita Gârbiț, superstarul sportului maghiar. A fost accidentată, știți bine, însă și-a revenit, are acel bandaj de protecție la genunchiul drept. Mult timp a mai jucat și prin extrema stângă, pentru că nu putea să mai ia locul lui Groot în echipă, însă și-a revenit. Kovacic a plecat la Ferencvaros. Martin lasă pentru Ion Bla, pătrunde Franțuzoaica, a fost faultată și trasă de tricou la această pătrundere. Iată ce se poate întâmpla aici. A lovit la tibia piciorului drept, da, s-au ciocnit Grimsbø și Hrut. Primește îngrijiri medicale Grimsbø. Este pregătită Eva Kish pe bancă să ia locul norvegiencei în poarta lui Gior. Va fi însă aruncare de la 7 metri pentru CSM București, cea mai bună marcatoare a lui Gior până acum în Liga Campionilor. În două meciuri este evident Nora Mürk, 15 goluri. Dar Costi, pentru că facem nu așa paralele cu primul meci disputat în polivalentă, primul meci din Liga Campionilor, atunci am avut-o în Inter dreapta pe Via Hirevea, cea mai bună jucătoare din turneul olimpic, iar CSM București a reușit să facă o apărare extraordinară la ea. Acum este Mürk în Inter dreapta. Să sperăm că ne vom apăra la fel. Mürk, am văzut-o și la meciul cu Rostov, am văzut-o și pe Via Hirevea, mult mai valoroasă oricum Nora Mürk decât Via Hirevea. Iese, din păcate, accidentată Grimsbø, nu mai calcă cu piciorul drept, dar nu cred că este ceva grav, are o contuzie la tibia piciorului drept, în partea superioară spre genunchi. Acum doctorii de la echipa maghiară au luat comprimire. Guldă în față cu Kish. Aruncă din prima Izabela și fructifică. 5-5 București Gheor. Un portar mult mai înalt, Eva Kish, dar și mai puțin mobil decât Grimsbø. 1.89 are Eva Kish, 29 de ani. Grimsbø are 1.80, 31 de ani. Dublă campioană olimpică, dublă campioană mondială și de 4 ori campioană europeană. Evident, la multe din aceste turnee a stat în umbra lui Catrine Lunde, care n-a preexistat cu Rostov împotriva CSM-ului. Acum Mürk, Hrut, o blochează Gulden. Body, Hrut, Mürk din nou. Foarte bine Mica Brădeanu, pas în extrema stângă și al doilea gol pe care îl înscrie Corșuș. Iesise mult spre Inter, Martin n-a putut să se reechilibreze spre extremă și ați văzut, a fructificat Corșuș și a doua. S-a reușit în partidă, are un gol pe scurt, un gol în colțul lung. Ion Bla pentru Mehmetović. Acum din nou Ion Bla, Gulden, Oana Mane este împinsă, Izabele pasă pentru Englos, a dat forțare în atac, nicio decizie care a fost la limită și au fost 4 până acum, nu s-a dat pentru CSM în primele 12 minute, pe lângă poartă Nora Mürk, am avut noroc cu norvegianca, pentru că s-a pripit. Ne-a ajutat Nora Mürk la această fază sau, dacă vrei, a reparat mica greșeală a arbitrelor. Gulden pentru Ion Bla. Ion Bla, nouă pasă greșită, dar din nou a fost ținută de tricou Nunțian Ion Bla. Destul de multe pase greșite, dar întotdeauna ies unguroaicele pentru a o bloca pe Ion Bla, știut fiind faptul că ea este principala aruncătoare a lui CSM București de la 9 metri. Da, să sperăm că va avea în continuare curaj Englos, joace faza ofensivă, vine Ion Bla, braț la depășire, blocată braț și piept de către Brot, 9 metri. Așteptăm pătrunderele lui Gulden și pasele sale geniale către pivot, ca să le dezechilibrăm pe maghiare. Acum Gulden pasă în extremă, n-avea cum să înscrie de acolo Mehmetović, n-avea cum. A, foarte mic unghiul, Mürk, foarte rapid, a forțat la această fază. Pasă de contraatac pentru Martin, s-a dat mingea târziu. Da, acum oricum se repetă această repunere. N-au fost atente bucureștenicele. Fijnise extraordinar Carmen Martin. În schimb, Gulden s-a apărat excepțional la faza de mai devreme și a forțat acel fault făcut în atac de Nora Mürk. În atac, CSM București, valuri în sala polivalentă din București. Ion Bla, Mehmetović, Gulden, Ion Bla din nou, Gulden încearcă
să îi dea depășire lui Heidi Locke, dar nu reușește, atentă norvegianca în apărare. Toată banca celor de la Ghior a sărit ca să se dea forțare. Foarte bine, Mana apără extraordinar Eva Kish, dar era în semicer Corjo și așa a pățit și Martin acum vreo 5 minute când a recuperat. S-a sărit mingea în picior, nu mai contează, e atac pentru CSM București, Gulden, Niombla, aruncare și a treia intervenție pentru Eva Kish, ce bine a intrat în poartă în Guroica. 6-5 pentru Ghior, minutul 14, se joacă la Body. Bernadette n-avea cum să scrie foarte bine Martin, dar n-a fost extraordinar Mehmedović. Am avut șanse cu multe negranca. Parcă au fost blocate, unguroaicele s-au uitat pur și simplu după minge, dar nimeni n-a ieșit la intercepție acolo. A avut noroc Carmen Martin, putea ieși o fază foarte periculoasă pentru unguroaice. Din nou avem Gulden, Englo și Niombla la 9 metri. Niombla, foarte greu se pasează între jucătoare de la 9 metri și Vestergaard nu mai rezistă, cere timeout. Vin mereu în presiune unguroaicele și încurcă evident construcția noastră. O apărare foarte agresivă a lui Ghior, dar știam acest lucru. Poate va găsi Jakob Vestergaard soluțiile pentru a destabiliza această apărare a lui Ghior. Să vedem dacă putem să dăm cursivitate la atacul pozițional. Aici a suferit campioana Europei până acum în fața celor de la Ghior. Gulden pentru Englo. A încercat angajarea pivotului între două adversare. Mana era pe jos, nu mai contează. Rot, acum au făcut deja schimbarea. A intrat Mörk. Cât de repede fuge Mörk pe semicercul nostru. Amorim. Mörk. Mörk se oprește și iese la schimbare Eduarda Amorim. Cea mai bună jucătoare din lume în 2012. Gheorghiț a câștigat și ea acest titlu. Gheorghiț în centru, plecat Body în circulație. Gheorghiț, Mörk, Hrut, aruncă, apără Grubišić. Contraatac! Intervenție bună, contraatac! Mingea a lovit-o în spate, extraordinar pe Body Bernadette. Cât ghilion pentru CSM sau câte șanse pentru Ghior la această fază. Era o altă jucătoare maghiară, Corșuș, cu bratul ridicat, dar cu spatele la minge. Să spunem că a fost și lansarea de contraatac destul de riscantă. A încercat razant și mingea s-a dus în piciorul adversar sau în spatele unei adversare. Suntem în a doua jumătate a primei reprize, un gol pentru Ghior în derbiul cu București și acum sunt două pentru că Body Bernadette a venit în spatele apărării noastre și a fructificat. Neatente jucătoarele lui Vestergaard la această fază, dar problema este la atacul pozițional, unde nu avem cursivitate. Da, se simte lipsa lui Line Jorgensen, o jucătoare care punea în pericol de la distanță poarta adversarelor. Niombla, depășire, aruncă, apără Eva Kish, a fost bruscată Niombla, eliminare de 2 minute, a doua din acest meci pentru Amorim. Moment important al meciului, Martin Ambros nu va mai putea să o folosească pe Eduarda Amorim în apărare, pentru că la a treia eliminare va fi eliminată definitiv cu roșu. A împins-o după ce a aruncat la poartă, a împins-o în mișcare pe săritură pe Niombla. Acum Martin Ambros cere lămuriri la observatorul HF, acum discute și una dintre arbitre poloneze. Ați văzut tamponul pe care și-a primit Englo. Vine franțuzoaica, bară, recuperează Martin, gol de această dată. Dai de două la poartă și bine când scrie odată. 7-6 pentru Ghior, minutul 17, inferioritate pentru campioana Ungariei.
destul de mult chin pentru a avea un gol în poarta unguroaicelor, în poarta Evei Kiș, care apără mai bine decât Greensburg, cea pe care a înlocuit-o după accidentare. Atac în 6 contra 7 al unguroaicelor, care au scos portarul Iorbiț în centru. Da. Să vedem dacă mai avem șansă ca în partida cu Rostov Grubisic să prindă mingea și să o trimită în poarta adversă. Grută pentru Iorbiț, acum Corșeș, din nou Iorbiț, Nora Mork pune frână în acea zonă și da, mingea a ieșit din Martin, picior din mișcare. Extrema dreaptă, Bodi revine pe teren, ea venise la schimbare, Hrut nu are continuare această fază, amenințare de joc pasiv, Loche, Heidi, poartă, poartă! Gol! Din nou gol pentru Grubisic! 3 goluri are Grubisic în Liga Campionilor, n-a înscris la Midland, dar să o facă de mai multe ori acum în fața Gheorghe, este cel mai important. Două goluri consecutive pentru CSM București, care, iată, nu primește gol în superioritate. Din nou, Kiș este schimbată, poate mai vedem un gol, cum ar fi, Costi? Da, să sperăm că ne vom apăra foarte bine, este cel mai important lucru, să nu luăm gol pe această superioritate a noastră. Gheorghiț întoarce pentru Grut, a intrat în prepasiv prima oară, ambalistele din Ungaria, iese Bodi la schimbare, n-au prins... Pasa la pivot și au făcut schimbarea la portar. Noi mergem în pozițional. Am scăpat cu bine pe atacul unguroaicelor. Trebuia să atace culoarul. O face în glow. Gol! Această fază până la urmă în glow. 8-7 pentru CSM București. De la minus 1 este plus 1 pentru campioana Europei. Parcă a furat un pic din inspirația soțului său, Camille Eglon, pentru că Guillaume Sorina, care joacă la CSM București, este un marcator născut. Al treilea gol pe care îl înscrie Franțu Zoica. Ne apărăm, CSM București în avantaj, sub presiune, maghiarele, Loche, Hrut, Mork, nu are cum să arunce la poartă, Gheorghiț din nou, Mork, Hrut pentru Mork, aruncă, apără Grubisic, extraordinar s-a dus Grubisic pe aruncarea Norei Mork. Are 4 parade Elena Grubisic și un gol. Depășire, Englo, luată cu totul acolo de olandeza Hrut, 9 metri pentru CSM București. Fabuloasă faza de mai devreme la banca unguroaicelor, Amorim s-a ridicat să intre și Ambroș în ultimul moment a împins-o la loc pe scaun. Are deja 2 eliminări, probabil că a uitat acest aspect Eduard Amorim. Da. Este o pâine de mâncat acum în zona centrală în apărarea lui Gheorghe, pentru că nu mai este Amorim. Hrut o ajută pe conaționala sa, Brock. Trebuie să jucăm pivotul, a intrat Lobaci la pivot în circulație, acum Niombla pentru Izabele Gulden, pătrunde gol în colțul lung, ne ducem a doua goluri peste Gheor, 9-7, minutul 20, am jucat în sfârșit cu coeziune, cu istețime, un atac pozițional. Din odihnă cerut și de Martin Ambros. Da, și la faza de mai devreme Gulden s-a asigurat înainte de a înscrie că cele două arbitre vor fluiera 7 metri pentru că a tamponat o jucătoare care se afla în semicerc. Asta înseamnă să fie o jucătoare extrem de inteligentă, așa cum este Bella Gulden. Timeout pentru Ambros. No shooting on floor. Attention, remember, because they are using... They are all the time with the pivot. So we can use this situation to go outside and to play straight outside, okay? In defense, the same. They are all the time pushing in the middle and jumping the ball to the other side. Second, important, no help. And middle players, push them to the place where we have one more player. Okay, come on. La partidă este prezent, l-am zărit și la meciul cu Rostov, fostul președinte al Ultimului, domnul Ioan Gavrilescu, o somitate în materie de manageria în cluburi acest nivel, dar și alte personalități din sport. O parte le-ai avut la emisiune, Costi, înainte. Da. Camelia Potec, Mihai Covaliu, candidatul la funcția de președinte al CSR-ului, dar și vicepreședintele Federației, Daniel Georgescu, la această partidă.
Mărc, Gheorbiț, Bodi, Gheorbiț, Mărc pentru Hrut. Din nou la Mărc, se zbat ca peștele pe uscată unguroaicele la 9 metri. Nu deschid jocul în extreme. Mărc caută întotdeauna culoar de aruncare, dar până acum nu-l găsește. Un singur gol a înscris Mărc până acum. Din nou mingea la norvegiancă. Foarte bine s-a mișcat blocul nostru defensiv pe pasele unguraicelor. Las-o! Extraordinar! Pe lângă poartă, prima ratare lui Forsoș, după o pasă genială cu mâna stângă a lui Grut, care ne-a destabilizat, însă am avut șansa, iată, și pe suporterii, spuneam, de la CSM, din peluza în spatele porții lui Grudisic. 9-7 pentru București, care se poate duce la 3 goluri peste Ghior. Dacă fructim acest poțional, Mica Brădeanu a rămas pe teren. Avem doi pivoți, Mica Brădeanu și Lobaci. Gulden pentru Niombla. Vine Martin în circulație, faultată Lobaci, 9 metri. Le forțăm pe unguroaice să finalizeze atacurile cu extremele. E un lucru foarte bun pe care îl face apărarea CSM-ului. Niombla încearcă să o ia 1-1 pe Gheorbiț, este faultată. Da, Gheorbiț e în general slab în apărare, de aceea Niombla o atacă pe acolo. Niombla, iată, trece prima oară în Inter dreapta, a înlocuit-o pe Camille Glon cu Mica Brădeanu în centru. Brădeanu, Niombla, Gulden pentru Niombla, Brădeanu, pasă în spate din nou. Multe pase a dat în spate, da. Niombla. A doua pasă greșit, odată a ieșit mingea nou, s-a aștepta faultul acum, chiar a fost greșeală. Grot faultată, 9 metri. Și 2 minute, da, pentru Lobaci. Da. Decizie corectă. Tamponul piept. Exact așa a luat Amorim a doua eliminare. Niombla iese Niombla, la eliminare. A fărat puțin mai târziu, cam cu o secundă după terminarea fazei, dar logic aceasta este decizia corectă. E bine că se odihnește Niombla, prea multe pase greșite pentru Franțu Zaică până acum. Se vede că e ultima venită în cantonamentul CSM-ului. Acum Gheorbiț, Mărc pentru Bodi, care greșește. Așa e, e bine, a fost, da, e bine. A fost egoismul Iorei Mărc, care a vrut să pătrundă și a dat seama că este culorul închis, intra în forțare și a dat o pasă ca să scape de minge. Cât mai mult spre extreme, da. Cât mai mult spre extreme trebuie să meargă mingile, pentru că, ok, au dat două goluri din stânga, dar nu o pot face la nesfârșit unguroaicele. Nu s-au betonat acolo așa cum au făcut-o la 9 metri. Să sperăm că ne iese cu atenție acest atac poziționar, pentru că am scos portarul, jucăm și noi 6 contra 6, pentru că avem eliminare. Nu avem voie să pierdem mingea. Mica Brădeanu pentru Izabele Gulden. Englos scapă mingea, o prinde până la urmă, iese din nou Hrut în ea și o tamponează. A schimbat repede portarul, s-a exersat foarte mult cu siguranță această fază a jocului, schimbarea, da, portarului. Dar avem siguranță mai mare cu Grubișici în poartă. Englos, Gulden, ia acțiunea pe cron propriu, intră în faul, 9 metri, suntem în prepasiv, s-au dat deja 4 pase. Să vedem ce soluție vor adopta jucătoarele noastre. Gulden încearcă depășire și a bătut, mingea în picior. Da, în piciorul lui Loche, cred că a fost, dar... Nu, în piciorul ei, să știi. Bodi pe contraatac înscrie. Gol pe contraatac, Bodi Bernadette, 9-8, după o fază gândită bine de Gulden, dar ghinionistă la acea depășire. Ar fi fost mai important să tragă la poartă, indiferent ce s-ar fi întâmplat, pentru că astfel n-ar fi avut șansa contraatacului unguroaicele. Nu contează, n-avem ce să-i reproșăm lui Gulden, e o jucătoare fantastică, va rămâne așa pentru CSM București. Lobaci, Eglon pentru Mica Brădeanu, Gulden, o depășire, au, ce bine reușise. Ce bine a dat drumul la mingea, da, la Lobaci, dar se fluierase 9 metri. Da, fusese faultat acolo de Hrut, cei doi centri au fost față în față la această fază. Minutul 24, încă 6 minute din acest super meci, abia prima repriză. Un gol pentru CSM în fața Ghiorului. Probabil partidul va fi la fel de echilibrată până spre sfârșit. Să sperăm că va reuși campionul Europei să învingă. Are nevoie de puncte în această partidă, pentru că a pierdut la Midland. Gulden aeriană, aruncă, recuperează Lobaci. Bine că a fost acolo Bielorusa. Fază de tot spectacolul creat acolo de Mehmetović și cu Gulden și a înscris Bielorusa. Vezi reluarea. Invocai pasele geniale ale lui Gulden, a fost primul exemplu. Chiar dacă n-a fost o pasă directă pentru Lobaci, iată că Bielorusa a reușit să înscrie până la urmă. Avem nevoie în primul rând, Costi, să...
transformăm polivalenta într-o fortăreață, așa cum fac marile echipe europene. Prea multe înfrângeri au fost pe teren propriu pentru CSM București în sezonul trecut. Nora Morca de obicei strică faza pe atacul pozițional, era să facă pași în prepasiv. Giorul Gheorghi pasă pe la spate, faultată Loche, care s-a lăsat de fapt pe Englo. Da, așa face tot timpul, nicio problemă. Este unul dintre tipurile sale, da, arbitrele o cunosc în handbalul mare. Și spune că nu se vor lăsa păcălite olandezele. Grut aruncă, am blocat foarte bine, să nu greșim pasa, nu ne-am mai grăbi. Ba da, o facem, Lopaci, faultată, 7 metri. A apucat să intre în semicerc Hrud, care primește și eliminare de 2 minute. Excelent, excelent. Da, a fost clar foul, ați văzut. Mai bine decât gol, Costi. A arătat olandeza într-o mimică originală, că de fapt a atacat bigea, dar ați văzut, a prins-o la piept, la gât. Tăvălit-o în semicerc, da? Pe Lobaci. 7 metri și eliminare, două decizii clare are polonezelor. Gulden de la 7 metri față în față cu Kiș. N-avem emoții cu Gulden de la 7 metri. 3 goluri avans pentru CSM București. Ne ducem la 3 goluri peste Ghior datorită siguranței Izabelei Gulden și apărării. La linia de 7 metri și corectă apărării. A intrat Melinda, jucătoarea Gabriela de 20 de ani, Gabriela Tot, vă aduceți aminte, ne-a marcat 2 goluri la un turneu final în urmă cu 3 sezoane și Ungaria cu această surpriză ne-a învins în acea partidă pe care am dominat-o. A ajuns, iată, la 20 de ani, această sportivă avea 18 ani atunci când ne-a păcălit în jocul său. Să vedem ce se întâmplă acum, foarte bine. Poarta este goală, poarta e goală. Este fault la acea fază. Dacă erau pe ultimele 30 de secunde, era cu 7 metri, știți regulile, dar mai avem până la ultimele 30 de secunde de suferit în această partidă, dar suferința poate să fie mai plăcută, să fie făcută mai plăcută de campioanele Europei, care au 3 goluri peste Ghior și se pot duce la 4, Gulda nu aruncă. Vărzaru! Gol! O fază superbă închisă de profesoara Vărzaru cu o poltă peste eleva sa, Eva Chis, la această fază. A lipsit vreo 3 sau 4 meciuri Cristina Vărzaru, a fost accidentată, dar iată-o revine cu gol la prima atingere de minge. 4 goluri avans pentru CSM București, care joacă fantastic în reeditarea finalei Ligii Campionilor. Gheorghiț un pic disperată în centru, Tot trece acum în centru, Gheorghiț în stânga, Tot e destul de greoaie, îi pasează lui Mörk, Gheorghiț nu poate arunca, Tot Gheorghiț din nou pentru Mörk, Gheorghiț, Tot, Body, nu-i... E gol. Gol, primul gol de pe extrema dreaptă pentru Body Bernadette. Însă le-au lăsat polonezele pe sportivile maghiare să plimbe linia, să plimbe mingea la 9 metri foarte mult. Iată ce fault aici a lui Body Bernard. 2 minute. Care este de 2 minute, da. Da. N-a fost agresiv, dar acesta este faultul de eliminare când prinzi adversarul și îl tragi, nu lasă și continuă acțiunea. A patra eliminare pe care o iau unguroaicele, din păcate n-avem șansa să jucăm decât o secundă în 6 contra 4. Da. Acum repede Gulden pentru Mehmedović. Îi pune mingea în piept lui Kiș. A vrut să-i dea cu efect pe colțul Sculavin, cu știți bine aruncările lui Mehmedović. De această dată n-a reușit să trimită mingea în dreapta portalului, care a stat foarte bine la colțul scurt, să spunem, Eva Kiș. Are talie, da? Kiș, e greu să îi dai gol atunci. Așa aruncat când... peste lunde, te aduce aminte, de vreo 3 ori. Nu a ieșit acum, poate îi va ieși data viitoare, însă... Schimbare greșită, protestează Vestergaard. Ania Fraser nu recunoaște că s-a introdus al șaptelea jucător eliminat, că s-a călcat în interiorul terenului. Fosta jucătoare Fraser, nu? Da. Totul s-a întâmplat aici sub ochii noștri la mai puțin de 3-4 metri, să spunem, dacă privim ca o ipotenuză a unui trim dreptunghic, cu privirea a fost călcarea în interior a unui jucător. Amenințare de joc pasiv, hai Gheorghiț, Grut, din nou Gheorghiț, hai cu pasivul, apără Grubișić! Da. Iată ce înseamnă să fii o echipă de valoare, să ai sprijin în toate părțile, să ai feedback, să ai istoric, să ai mulți bani. Nu te penalizează observatorul HM, dar poate n-a văzut, să spunem. Te penalizează adversarele, faultată din păcate. Mica Brădanu, da, faultată Mica Brădanu. Trebuia să dăm gol, dar
poate vom reuși până la urmă. Mai avem 80 de secunde din această primă repriză. Mica Brădeanu întoarce pentru Golden. Golden din nou la Englo. Englo pivotează, pătrunde. Facem fault. Da, 9 metri. Încă 15 secunde de superioritate pentru CSM București. Trebuie să înscriem și să o facem destul de repede. Mica Brădeanu, Golden, Brădeanu. Martin Ambros este cu mâinile ridicate. Amenințare de joc pasiv. O pasă pentru Lobaș. Două minute. Două minute din nou. Da, corect. Până acum sunt corecte la eliminări arbitrele poloneze. E a treia, da, pe zona centrală de fiecare dată cele din apărarea Ghiorului. E a treia eliminare. E a treia eliminare de două minute succesivă pe care o primesc unguroaicele. Da, pentru că noi forțăm angajarea pivotului. Vă spuneam, Adi Vasile ne-a reamintit la săptămâna de handball că Oana Mane este mare formă. La fel și Anastasia Lobaj ne-a demonstrat. Și CSM are 4 goluri peste Ghior. La sfârșitul primei reprize au mai rămas 70 de secunde. Da, de frică ce a făcut mai devreme Martin Ambros, a ezitat să trimită o jucătoare chiar dacă expirase eliminarea de vreo 10 secunde. Gheorghiț, Hrut, nu înscriu unguroaicele din pozițional, nu o fac nici acum, este paradă pentru Grubișic. Mi-a fost frică că arbitrele vor fluiera 7 metri. Da, i-a lăsat mâna liberă acolo lui Gheorghiț pe aruncare să nu forțeze Mica. Isabelle Golden se întoarce la această fază, a venit mai metodic la încrucișare. Pasă de pe o parte pe alta, nu a fost atent, incredibil acolo Cristina Vărzaru. De fapt, nu se aștepta ca Mehmetović să-i dea o asemenea minge. Nu e nicio problemă, avem 4 goluri și mai sunt 30 de secunde din această primă repriză și avem om în plus. A ezitat Golden mai devreme și până la urmă acea greșeală s-a rostogolit până mingea scăpată în extrema dreaptă, în out. Încă un minut de superioritate și 20 de secunde până la finalul primei reprize. Morc, Gheorghiț s-a uitat la ceas, Loche, Morc, Loche, anihilată perfect. Hrut pentru Gheorghiț, Hrut, Hrut, Morc, foarte bine, Mehmetović. Mingea este pentru noi, da, au văzut și polonezele. Mai sunt 5 secunde, mai avem 2 pase, trebuie să aruncăm la poartă. N-are cine să o facă. Da, nu și-a dat seama Englo. Dar de ce? Da. În vacarmul sălii nu s-a mai auzit nici un, să spunem, cronometru, nici fluierul arbitrului. S-a terminat o primă repriză magică oferită de CSM București. După un început mai greu, după 5-6 minute, au turat motoarele ca niște adevărate campioane și conduc cu 4 goluri. 13-9, CSM Ghior în derbiul etapei. Luăm o pauză și revenim.